Peste 3.000 de elevi al Olingvi au susținut astăzi primul examen de bacalaureat, cel la limba și literatura română. Subiectele le-au dat bătăi de cap multor absolvenți care au venit să susțină examenele la Liceul Teoretic Alecu Ruso. Deși la ultimul subiect le-a căzut poezia Luceafărul de Mihai Eminescu, mulți dintre cei ieșiți de la testare nu au putut recita nici măcar două versuri din această operă. Luceafărul, poți Eu nu știu. La două versuri de Eminescu. Eu nu știu. После экзамена немножко сейчас сложно что-то вспомнить, потому что, ну, эмоции, стресс небольшой, вот, так что так. Мне меня сопорот ушор, потому что я вам фос приготит пентру аста, и так же. Для ИСЕ уча фос? Лучафору. Пац не спык тебя версур ден лучафору? Ну, ну, пац, спон, потому что... Am emoții. Tinerii spun că s-au descurcat mai bine la exercițiile de gramatică. Am avut niște verbe pentru a alcătui o propoziție cu ele și verbe tot a fost simple, a fost a alege, a se alege și aș alege. Cum scriem aș alege? Aș alege prin cratimă. A, cratimă și. Я думаю, для тех, кто готовился, кто знает, было не тяжело. În curtea liceului îi așteptau părinții, care erau chiar mai emoționați decât absolvenții. Мы, конечно, хотели бы, чтобы они сдали все экзамены хорошо, чтобы потом получили нужную профессию. В жизнь, чтобы потом дальше сложилось. Конечно, мы очень переживаем. Profesorii spun că examenul de maturitate reprezintă o adevărată provocare. Să nu uităm că au fost informații de tipul să semnăm nu știu care solicitare, să nu fie bacul și unii s-au lăsat pe tânjală. Faptul că am fost o perioadă destul de lungă online, la fel i-a influențat, dar, repet, a doua oară, nu știu... Sper ca elevii să demonstreze rezultate frumoase. Următoarea probă este săptămâna viitoare. Absolvenții vor susține testul la limba de instruire. Atunci va fi și primul examen pentru elevii care studiază în limba română. Anul trecut examenele au fost anulate din cauza pandemiei.